PSD apără românii de practicile înșelătoare ale comercianților care modifică gramajul unor produse, dar le păstrează prețul. Silviu Hurduzeu, deputat PSD, atrage atenția asupra acestui fenomen de scumpire, mascată prin care un produs își păstrează ambalajul și forma, dar greutatea sa scade. ANPC a emis ordinul prin care operatorii economici sunt obligați să informeze consumatorii cu privire la modificarea cantităților de produs, având prezentarea ambalajul forma identice, chiar și în condițiile menținerii aceluiași preț. Este un lucru pe care PSD l-a cerut insistent de-a lungul timpului și care, la imboldul premierului Marcel Ciolacu, devine realitate. Este o formă de a-i proteja îndeoseb pe românii cu venituri medii și mici, care sunt cel mai puternic afectați de asemenea practici comerciale care, într-un final, îi sărăcesc, transmite Silviu Hurduzeu.